Se poate trăi și la noi în țară, mai ales la sat. Și nu așa de pe o zi pe alta, ci chiar foarte bine. Dar pentru asta trebuie să te sacrifici, să muncești cu drag, indiferent că e zi sau noapte, ger ori arșiță, să pui preț pe munca ta dacă vrei să culegi roadele. Sunt vorbele lui Badea Pavel, unul dintre cei mai cunoscuți oieri din zona Mureșului, un om a cărui poveste o vedeți în minutele următoare. Dacă nu ți-o uiți, să-mi dragi, să-mi poți să mă uit la ele cu drag, nu le-aș ține, că nu s-a adeptul banilor și n-aș putea. Am fost prin multe și sub cerul liber dormeam, că n-aveam nici de ce face cobor și cum a fost, greu a fost. Au lăsat Dumnezeu braza aia cu vârf, că nu plouă să iei tădeauna și ne stăteam câte o noapte. Pe dimineața era și apă de multe ori pe sub braz. Ne-au dat destul și nu ne puteam usca și greu a fost. Dar acum să știți că e o domnie la oi dacă vrei să o ai. Pe dumneavoastră v-a bătut vreodată gândul să plecați din țară? Nu m-a bătut niciun gând, că eu sunt mulțumit cu ce mi-a dat Dumnezeu aici. Că spune un cuvânt al Dumnezeu să nu te crezi așa ești, că Dumnezeu a vrut să fie așa, nu din voia ta sau părinților. Deci fiecare ești născut pentru ceva. Nici eu poate nu pot să mă duc să fac ceea ce fac alții, dar cred că nici alții nu pot să facă ce fac. Sunt vorbele unui om crescut la talpa țării, care n-a căutat pâinea mai bună prin alte țări, ci a ales să-și facă raiul lui în satul lui. E unul dintre românii autentici pe care abia îi mai găsești prin țară, pentru care munca a fost mereu sfântă. Suntem în comuna Vătava, undeva în Mureș, o așezare doldora de gospodării trainice, case care se învârt după soare, cu oameni harnici și bogați la suflet. Printre ei și Badea Pavel, un cioban cu 300 de oi și tot atâtea povești. Cum e viața în satul ăsta? Ei, cum să faci? Eu sunt mulțumit. Eu sunt mulțumit de toate că ne-am cam făcut. Și șanț și gard, dacă îți faci, ai, dacă nu aștept să vină cineva să-ți facă, nu prea e convenabil. Și un primar nu poate să facă câte vreau oamenii. Și ca să fii primar, trebuie să te gândești, trebuie să fii un pic cam nebun să te apuci să comanzi trei sate, să te lupți, să te blesteme oamenii, să ceară, să n-ai de unde le da. Poftiți înăuntru să vedeți unde ne-am făcut noi micuțul locaș și unde ne petrecem viața. Iarna, că vara nu, vara suntem plecați. Iarna acasă în gospodărie, vara pe munți, unde iarba e mai verde și mai grasă pentru turmele lui. Așa a crescut și așa au trecut anii, după un calendar moștenit din tată în fiu. Tatăl meu a fost cioban la Ceapeu, avea turmă și de la 4 ani m-a dus la oi și deja am 42 de ani de când mă ocup cu asta. Am fost pe munți și exact cum spunea Eminescu, fiind băiat pădur cu tremuram, mă culcam adesea lângă izvor, așa și am fost și eu. Fiind copil, pe munți am umblat și pe sub braz am dormit. Povestea asta e. O fost grea, frumoasă, suntem 5 frați, din care numai eu am rămas la țară. Dar ne bucurăm că ne-a dat Dumnezeu dragostea asta de ele. Așteptăm tot timpul, suntem cu așteptări să fete, să dăm nei, să-i vedem mari, să facem brânză, să treacă, să sporim de pe un an pe altul, să vedem cât să mulțesc. Am fost în munte după ce am venit în armată, 10 ani am fost într-un vârf de munte. Nu am știut atunci că se poate trăi altfel, n-aveam nici teren. Aduceam un pic de caș de acolo, credeți-mă că îl zdrobeam pe măgar, urda să acre, să murdărea de multe ori pe măgar și cădea de pe ei și cum a fost. N-am știut că să poate trăi altfel, n-aveam atâtea cheltuieli și am fost învățat așa. Știam treaba aia, mergeam la munte, ne bucuram, ieșeam acolo, aveam 1000 de oi, 50 de cai, 30 de vaci, aveam un spațiu mare de vreo 400 de hectare, nu plăteam pășunie mult, că așa a fost lumea, nu luam subvenții, dar era greu.
Și știți ce mă bucură pe mine? Că Scriptura ne lasă să nu știm ce ne așteaptă. Și asta cel mai mare lucru. Că dacă știi, numai pe mâine dacă știi, deja faci probleme. Dacă trebuie să te scoli dimineața la 4, deja noaptea nu mai dor liniștit. Dar dacă nu știi ce ne așteaptă, mergem cu speranță. Animalele le-au fost mereu de ajutor. De pe urma lor și-au crescut copiii, și-au făcut case. Și tot de pe urma lor reușesc să trăiască. Trebuie să ai grijă de ele dacă vrei ca ele să aibă grijă de tine, ne spune mai în glumă, mai în serios, Pavel. Deci o oaie, cum sunt ale mele acum, cum el, e undeva la 1500 de lei. Oaie cum el. Am vândut în toamnă la 1000 de lei, dar acum, fiind trecută jumătate iarna și fiind ei mari, diferă prețurile. Venitul ei e în funcție de întreținerea ei. N-am așa multe anul ăsta cu 2 miei. În tot anul aveam 70-80 din 250 câte aveam de fătat. Acum n-am vreo 30 și ceva. Câștig acolo la aia cu 2 miei, investiția e mare, că mănâncă mult ca să-i țină, dar câștigul e că vinzi 2 miei. Și gândit acum la cât e prețul la miel la 23 de lei la viu, să gândim așa la un 20 și de chile, să mergem pe medie de 500 pe un miel, vinzi 2 miei la banii ăștia și-o scos o aia, cheltuielile foarte bine. În schimb, ne ducem pe varianta că la fiecare oaie să luăm 500-600 la miel, mai luăm, să zic, 200 la caș, ne mai dă subvenție, 100. Noi brânza, laptele prelucrăm tot. Și de vacă avem și 5 vaci. Și prelucrăm laptele de vacă cu de oaie și îl vinem de acasă. Avem clienți că nu avem atâta lapte, atâta brânză cât clienți avem. Păi reprezintă un venit care îl ține mai mult din dragoste și cu ajutorul Dumnezeu ne descurcăm. Ne descurcăm că suntem și econom și n-am ajuns ca să avem datorii, să luăm bani din bancă, să avem rate, să avem probleme. Asta ne-a avantajat, cred că, cel mai mult. Muncesc mult, dar știu că o fac pentru ei, că pun pe masă o mâncare sănătoasă, pe care noi, cei de la oraș, nu mai găsim în magazine și nu-i mai recunoaștem gustul. Asta e brânză de vacă. Pe timp de iarnă facem numai caș de vacă. Deci adunăm lapte din 2-3 lapți, cum spunem noi, îl luăm spuma, facem smântână, din smântână facem unt și facem câte un caș. Acum cât de mare, cât de mic, cum ne iese. Și vinde și iarna. Cât vinde, cât nu, mai dăm la prieteni, la care n-au. Dar ca să ai, trebuie să-ți faci, pentru că nimeni nu-ți bagă în traistă. E regula după care la țară oamenii au trăit mereu. Noroc cu tehnologia și cu utilajele care s-au modernizat. Așa munca se mai ușurează. Investiție multă, răbdare, trebuie să avem. E bine acum că putem să lucrăm totul cu utilajele. Lucrăm mecanizat foarte mult, că era foarte greu când nu aveam oameni ca să adunăm fânul, acum îl foliem, îl balotăm, la toate avem noroc, cheltuielile sunt foarte mari, că e scumpă motorina și avem utilaje, toate utilajele pentru ce avem noi nevoie. În Vătava nu mai găsești prea mult teren nelucrat sau fără proprietar, pentru că cele 40 de ferme care se găsesc aici lucrează cam tot pământul. La început de drum, Pavel și-a închiriat o palmă de teren, iar acum a ajuns să dețină 40 de hectare. Fac balotul, să vedem cât e de bun. M-ați modernizat și aici. Păi trebuie, că n-am ce face.
acum desfac folia, îi scot tațele. Trebuie să tai, să-l desfac ușor. Asta e lucernă înfoliată verde. Să vedeți cât de ușor e să-i lucri. Că să-l cunosc pe ăla și-au făcut aparatul de înfoliată, aș da un kil de vin. Tot balotul costă puțin peste 200 de lei, are 300 de kilograme, iar oile îl devorează aproape pe loc. E exact cum sunt castraveții murați, râde omul. E practic lucernă cosită și înfoliată. Uitați-o cum e. Asta e lucerna care e lucerna curată. Bine că asta a fost semănată cu iarbă, cu un fel de iarbă festucă. Nici nu a dat, n-o dat în floare, uite numai bobocul de florele. Asta e iarba care punem prin ea, care să se uște ușor. Asta e festucă, îi spune. Cum ai cosit-o, în 2 ore poți să o grebi, să o balotezi? E chipzuit și ține la ferma lui ca la ochii din cap. Toți banii pe care îi face îi reinvestește în utilaje, terenuri, hrană și medicamente pentru animale. Ideea e că dacă nu te ocupi și nu ți-e drag ceea ce faci, aici gândiți-vă că am avut 9-13 aici pe afară pentru oi. Trebuie să te ocupi. Trebuie să fii doctor la o fermă. Deci trebuie să fii doctor lor. Aici, în grajul ăsta, avem 4 vaci de mulți. Și acum sunt 2 ospătate mai de mult. 2 mai de acum, ne dau cam 40 de litri la mulsoare. Dimineața, seara, ne dau numai 25. Cam 65 de litri de lapte, dar avem și viței care sunt trag grav. Pe zi? Da. Avem viței la care avem 15 litri la 1 pe zi. Ea nu rămâne mult pentru brânză, că trebuie să trăiască și ei să trăiască. În fund de asta, că merea pe jos. În orice turmă, berbecii au un loc special, mai ales că dintr-o 100 de oi, doar 3-4 aduc pe lume berbeci adevărați, adaugă bărbatul. Să țineți minte vreo 300 de nume. Da, așa mi-e. Asta e prințul. Asta e prințul? Asta e Smiley. Cum a spus? Asta e Smiley. Smiley? Da. Că când era Nick, avea un păr așa ca Smiley. Stai, voi, Smiley, să te filmeze. Am și pe Bartu și pe Fabă. Câțiva pași mai încolo, Badea Pavel a înțărcat separat oile cum ei într-un saivan din care ai ridica cu ușurință 2-3 case zdravene. Aici avem oile cum ei, 100 de oi cum ei mai mari. Și acum au început să mânce de vreo săptămână în ei. Au început să-i fete oile din 8 decembrie, ne povestește. E anormal, ar fi trebuit să se întâmple în martie. Uite, asta mea, 2 la oaie, asta mare. 2 mieluță aia e măsa, asta mare e măsa de acolo. Dar cum le deosebiți? Păi le-o deosebesc toate, că toate mi-e spun numele, o să vă arăt caietul de pătări, să vedeți că fiecare are un nume. Ca să pot să o iernesc adevărat, eu am și foarte multă lucernă, am avut vreo 11 hectare de lucernă. Dar eu 100 de kilograme de cereale pe iarnă, la o oaie, ca să pot să o iernesc, să-mi facă ce trebuie. La astea fătate le dau grâu, orz, ovăz și porumb, le dau mestecat tot, o să vă arăt că am în șelnea mestecat, ca să aibă lapte, că altfel de porumb mă se îngrașă și nu fac lapte pe ele. Am dat berbecuță cu 1000 de lei,
așa primăvara când ne-am plecat și mieluțele cu 600. Pentru că lumea a vrut să-și mulțească, să-și facă curată, dar acum nu știu cine ce mai vrea, că toată lumea vrea bani, nu mai vrea nimeni animale faine. Și din moment ce că nu s-au mai da așa subvenții și că ce o fi, noi avem de câștigat că avem miei buni și câștigăm în miel, că dacă ne urcă un 2 lei la kilogram la miel și mielul bun, mai că ne luăm subvenția, dar dacă care nu ține miei buni și nu le stă baza în subvenție și nu se va mai da, e cam dificilă treaba. Acum o să mă duc pe altă idee, mă gândesc, că dacă au miei un preț bun, să mergem pe ideea să ținem miei buni și țin mai multe oi fătătoare, nu fac atâta creștere, deci și acum am avut 120 de miei am oprit anul trecut. No, și acum o să țin așa vreo 70-80 de miei numai și mă duc pe să țin mai multe mame, ca să putem vinde miei și tot bine o fi. Cu mielul, cu brânza, cu tot ce îi, tot bine o fi. De oi. Pe toate le știe după lână, după nume, după cât lapte dă fiecare. Niciuna nu scapă nenregistrată în caietul lui. Asta e registrul firmei care fiecare în el când îl fată și are un număr în ureche. Asta e femelă, mascul și mame. Și atunci ai pui numărul și mă duc cu numele astea până la 100, pe fiecare oie cum o cheamă. V-am spus că dacă nu faci din dragoste, nu, mie nu mi se pare nica corect. Dacă nu faci, nu-ți fie drag și aștept numai banii de Paști, eu nu aș ține oi. Dacă nu-ți oi să-mi fie drag, să-mi poți să mă uit la ele cu drag, nu le-aș ține, că nu s-a adeptul banilor și n-aș putea. Animalele i-au fost dragi din totdeauna și nu s-ar vedea făcând altceva. Oricât de greu i-ar fi, parcă uită de toate când pleacă în transhumanță cu oile lui. Acolo e numai el și turma, păziți de câini și de Dumnezeu. Tată-s-o la aia, dar nu pot să o prind, s-o dezlegat și nu mai trebuie să o prind. Ăsta câine prinde de urs de câte ori strâși, de câte ori ești după el pe urs. Așa e un câine grozav. Cum îl cheamă? Ăsta e Bala. Deci transumanța așa e, trebuie să fii pregătit de drum, să știi drumul, să ai oameni să plece la drum. E greu că trebuie să iei tot bagajul. Să-l pui, să ai de unde ajungi seara, să poți să mulgi joile, să ai strunși, e foarte greu. Dar dacă suntem învățați, ne pare ca orice zi. Noi, eu fac într-o vară cam 12-13 mutări. Am 3 pășuni și mă duc așa săptămânal. 3 săptămâni într-una, 3 într-alta și trec așa. Și diferența, adică distanța de la una la alta e undeva la 30 de kilometri. Apoi, am mai avut și pățănii, dar rugându-ne lui Dumnezeu, ne-o cam ferit de pățâni. Am avut o întâmplare odată, să vă spun, cu lupul. Era la acolo, spre Vatra Dorniei, la mina de sub, la Petricea, chiar în vârful Călimanilor. Și au ieșit 7 lupi la mine și ne-au luat oaie. Dar înțelegeam că ei au fost dat drumul de undeva la grădina zoologică, că nu știau să mănânce oaie. Deci au ajuns la oaie și au prins-o tot așa cum ai smulge o găină de pe. Că vedeți că sunt povești de oi și de... Aciobanii nu prea au povești de pescar și de vânător, că îi pățesc ca multe și nu mai spun. Și uităm de pe o zi pe alta, că avem tot felul de cazuri și de necazuri. O dat Dumnezeu o putere la animale mai mare ca la om. Chiar am văzut acum la televizor o chestie că au schimbat copiii în maternitate, asistentele. Dar la oi cam greu schimbă mielul. Să știți, e foarte legată treaba și vă dați seama că la 2 zile mielul îi cunoașteți de rătul mamei. Deci deară mama lui din capătul grajului se duce la 2 zile.